Zvonul zilei din Giurgiu, în special în mediul politic și instituțional, este acela că liberalul giurgiuvean Toma Petcu ar fi fost numit subprefect al județului Giurgiu. Se spune că numirea acestuia a avut loc în ședința de guvern de miercuri, numai că pe ordinea de zi nu a existat un asemenea punct. Totuși, președintele PSD Nicolae Bădălău nu infirmă zvonul, deși a participat la ședința guvernului la invitația lui Victor Ponta. Eu am participat la ședința de guvern de ieri. Nu a fost pe ordinea de zi, am avut-o, nici n-am studiat-o cu atenție, vă spun, fiind destul de multe, am fost invitat de premier. S-ar putea să fie la Secretariatul General și astea sunt lucruri care nu se votează în guvern, pur și simplu depind numai de primul ministru dacă le semnează sau nu, ca legalitate. Poate să fie, nu știu, n-am informația asta. Dacă Toma Petcu este într-adevăr subprefect, înseamnă că acesta o înlocuiește pe Silvia Crăiță, promovată pe un post de inspector guvernamental. Până acum nimeni nu a confirmat această numire. Singura dovadă care poate oferi o certitudine este faptul că Toma Petcu și-a dat demisia din funcția de consilier local, spune acesta din motive personale.